Hei, bună ziua, vă pup, dragii mei! Mua! Îs plină de emoții și sunt așa de vreo câteva zile. Și mă tot rog și mă tot rog și sper ca Doamne, Doamne, să mă ajute. Am credință mare. Și haideți să vă spun și de ce. Săptămâna trecută m-a sunat avocatul și mi-a spus marți, 14 martie, la ora 9, trebuie să fie acasă pentru că va veni expertul, doamna sau domnul. Vedem. Bine. Ce am făcut? Ce credeți că fac? Stau și aștept. Nu pot să fac absolut nimic. Nu stă în mâna mea. Chiar că mâinii tot norocul, să zic așa, e mâna doamnei sau domnului. Dar din câte am înțeles, este o doamnă foarte de treabă și foarte corectă. Și de dimineață am dat fuga repede la tribunal. O trebuie să iau aceste acte de la avocat și va trebui să le îmânez domnului sau doamnei mâinii. Înainte de asta, care eu sunt cert convinsă că o să pot să filmez, să vedeți și voi ce se întâmplă acolo. Știu că pot să merg și în apartamentul inundat, la fel cum și ei pot să vină la mine. Ce v-am spus eu, oameni buni, când am făcut vlogul și v-am povestit cu lux de amănunte tot, n-am avut niciun document, absolut nimic să vă arăt o dovadă. Nu, bine, acum le am aici pe toate. Deci este scris ceea ce am spus eu cu gurița mea. Tot ce s-a întâmplat, ceea ce vor domnii mei să le repar la apartament, suma care mi este cerută, daunele care spun ei că le-am provocat, și cam atât. Oricum, imediat, că acum vreau să fac ceva bun, eu știu, na, să mă îndulcesc un pic, mâinii sper să n-am emoții și să tremur acolo, că vă dați seama, ceea ce scrie și decide expertul, aia mi-i soarta. Chiar tare curioasă să văd ce e acolo. Deci, nu știu, parcă îmi imaginez așa ce găsesc. Nu vă doresc să fiți în pielea mea. Ce să zic? Dana, sunt optimistă și merg înainte orice ar fi, că înapoi nu mai am cum. Dacă aș lua timp înapoi, n-aș mai face mult timp. În fine. Bun, haideți să vă îndulcesc un pic astăzi, să lăsăm viața asta, că deja e amară și plină de nebunel și de lucruri urâtii. Nu sunt eu genul de femeie, gospodină, care îi face dulciuri. N-am făcut niciodată, așa-i? Da. Da, nu, cozonacul l-am frământat, dar nu l-am făcut eu cu mânuța mea singurică. Nu, astăzi sunt singură acasă. O să fie foarte greu cu filmatul, dar fac ce pot. Pentru prima dată în viața mea, am văzut și eu și chiar mi-e poftă, eu trebuie să încetez cu absolut orice dulce, orice iau din magazin, pentru că uitați-vă ce am pe față. Și am observat când mănânc porcării, cum ar fi ciocolățică, dulci, ce mai mănânc eu, mi-apar semnele astea oribile. În fine, vreau să fac un chec pufos. Nu știu ce o să-mi iasă. Eu știu ce am văzut și ce am mai auzit, cum ar trebui să fac. Eu n-am praf de copt, nu am folosesc absolut nimic. Ou, zahăr, făină și ceva ce mi-a mai trecut mie prin cap. Bun. Ia să văd acolo, gospodinile, dacă greșesc ceva, vă rog să mă atenționați. Haideți la treabă, că sunt nerăbdătoare să citim aici tot ce scrie. Și sper să vă puniți jos. Vă luați o cană de apă, că o să vă îngroziți. Vă spun sincer, vă îngroziți ce scrie acolo. Ma, ma, Doamne ajută! Deci, o să separ gălbenușurile și albușurile la 5 ouă. Eu nu fac mai mult. Fac albușurile aici pentru că o să am nevoie să le mixez bine. Mamă, o proaspăt de găină! 1. Să nu fac vreo boacănă.
A, dar ce fain se separă. Da, mă, oameni buni. A, și apropo, mai înainte am fost acasă. Am mai riscat un pic acolo apartamentul, că vă dați seama, de atât timp nu locuiesc și totuși miroase a aer închis. Și am auzit lucrări la vecinii mei. Nu știu ce lucrează ei acolo și ce fac. Ciudat chiar astăzi, adică mâine știu că vine expertiza și ei încă continuă să facă lucrări. Eu una nu m-aș băga și n-am văzut nicio firmă autorizată acolo jos. Da. Stați că bag ăsta la cuptor și după aia o să stăm de vorbă. Să vedeți acolo pagubi ce am făcut eu cu 10 litri de apă de pe instalații. Imediat. Au! Nu mi te rupe. Gata. Am intrat eu în cofetărie astăzi. Ah, ca să-mi spun un piculeț de sare. Foarte puțină, puțină, puțină. Dar eu oare că așa de blondă nu pot să fac un checuleț, un cozonac, o ceva, pe bunii? Nu cred. Doamnește! Hai să trebuie să-ți bat bine, 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 să-l fac bezea! Bezea așa, Hai, mai repede! Ia să văd din spate bezea! Da? Începe! Ha-ha! Deci mă filmez așa, ca așa n-am cum, singurii că trebuie să mă distrug cu foc. Și castronul ăsta e mai mare ca mini. Și între timp o să pun și două friculețe de zahăr vanilat. Să-i dăm un pic de gust așa bunuț, bunuț. Hai. Ați treaba până la capăt cum trebuie, da? Mamă, nu-i facem. De mai bun? Ce gust bun are! Mamă! Vreau și spuma, bezeaua. Frumos așa. Check! Ce bine arată! Bum, bum! Mă pricep! Mă pricep! Acum amestec aici gălbenușurile. Așa încet, să nu cumva să stricăm bezeaua. Așa, de sus în jos, cum fac doamnele, să nu prindă aer. Că să mai sunt zahăr obănuiesc, trebuia să mai trec un pic. Poate mie să vreun chet din ăla nebun, care nu pot nici să-l mănânc. Prima rețetă, eu știu. Fac și eu cum cred.
Da, eu zic că s-o amestecat destul de bine. O să le ad un pic de coajă de lămâie. Dăm un pic de gust așa bunuț. Răzătoarea mea, asta e din ras parmezan. Nici de cum rămâi. Da, merge. Inventăm. Suntem români, nu? N-are ce să-i dea gust rău. Nu știu cam câtă făină trebuie să pun, dar pun și eu cât. Până să îngroașă. Cred că am pus mai mult de o cană de făină. Dacă am stricat rețeta, mor! Mai e o ciocolățită. O să văd dacă reușesc să o dau pe răzătoare, că nu-mi place așa mare. Ce era să fac? Da, wow, ce mișto! Ce mișto să dă! Hai! Hai, Irina, că poți! Hai că poți! Sper că nu l-am făcut prea brutos! Na, 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 na! Nici prea multă ciocolată, că după aia strică. Cât am zis că-l fac bio și tot nu am făcut bio. Da, așa, și ca să fie treaba, o cerșcuță de ulei. Eu așa le pun. Ca la ciorbă. Ar trebui, din ce mi-aduc eu aminte, să-l fac mai cu fos. Dacă n-am stricat aici atâta treaba. Dar n-am stricat nimic. Bună! Ia să dau drumul la cuptor. La 180, cred că e destul. Așa. Fără ventilație. Sus și jos, să încălzească bine, 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 bine. Și să scot două tăviță. Au, ce m-am lovit! Uci! Așa, două tăviță frumoase. Hai! Ups! Dar eu cred că mi-ajunge una oare? Ia să facem proba cu una. Dacă nu, cu două. Deci am aceeași problemă sfântă. Cum pun eu asta aici? Cum? M-a ajutat cineva? De asta pun eu de-a face prăjituri. Dacă nu pun foaie de corp, nu să nu se prindă. Te rog frumos, stai aici, hai! Deci nu cred, oameni buni, nu cred așa, așa, un pic. Acu-i acu. Eu zic că e de ajuns, că după aia crește și ies afară din... E de ajuns. Da, da. Important este să nu se prindă pe... Și mai trebuie tăviță. Și mai radim un pic de ciocolată. Multă, 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 nu tare. Am făcut aici, doamne! Tinim, imediat să o pregătești pe aia, că mai trebuie una. Stai acolo.
Asta e mai micuț. Da. Îți curioasă asta ce o ieșe. Ăsta n-ar avea ce să iasă rău. Oricum el crește și după aia dă afară din tavă și nu-i bun. Irina și cu Irinuca. Mama, bă, nu știu ce am făcut eu aici. În fine, gustăm după aia, vedem ce iese. Eu sper că n-am făcut nicio nebuneală. N-am făcut niciodată dulci pe vloguri, niciodată, nici măcar o turtă sau... Nu, pâiniță, atât am mai făcut. Și poale în brâu, dar... Sau nu, nu cred. Ce dezastru aici. Uf. Am timp să le strâng. Acum să ne punem la citit. Să vedem ce spune ăsta. 20 de minute cât se coace ăla, nu mai vine. Da, totuși am strâns pe masă, n-am lăsat așa. Deci, în afară de partea asta, care este contractul meu de vânzare-cumpărare al apartamentului, o să vă citesc tot ce scrie aici. Începând de la cererea adresată domnului președinte, până la interogatorul care le-a fost făcut lor. Vedeți aici că e subliniat foarte bine cu galben. Bănuiesc că domnul sau doamna expert o să trebuiască să ia în considerare ceea ce au spus domnii. Și dacă nu este așa, nu știu ce o să se întâmple. Bine. Și vă rog, dacă printre voi este cineva care înțelege mai bine decât mine, să mă ajutați cu comentarii cât mai repede din seara asta până mâine la ora 9. Deci, subsemnata, eu, așa, prin domnul avocat X, aici adresa mea nu are rost, cererea de repunere în termen și întâmpinare, prin care solicit, sub aspect procedural, în baza articolului 186 CPC, nu știu care o fi, repunerea în termenul de formulare a întâmpinării, propunerea probelor și invocarea excepțiilor de drept privat pe calea întâmpinării, respingerea ca nefondată a cererii de chemare în judecată, având ca obiectiv pretenții. Deci, practic, ei nici măcar nu trebuia să mă dea pe mine în judecată, pentru că nu am fost eu vinovat, nu am provocat eu inundația. Obligarea de plată cheltuielilor de judecată ocazionate de prezența cauză. Doamne ajută! Ok, aici pot așa adresa. Ok. Nimic, da, trecem direct la motivarea întâmpinării aici. Sub aspect procedural, prealabil, raportat la obiectivul cauzei, obligarea mea de plata a sumei de 73.500 de lei. Deci, oameni buni, stați ca să apărat. Sper că se vede. Da? Vedeți? Dacă nu, o să întorc invers, o să vă arăt. În baza unei acțiuni în pretenții, înțeleg să invoc excepția netimbrării a timbrării incomplete a acțiunii, conform articolului 3. Asta nu știu. Context în care instanța urmează să verifice dacă cererea de chemare în judecată este timbrată în mod legal cu suma de 2575 de lei. Asta nici atât. Ok, asta la fel cu articole și cu asta. Aici pot să vă mai citesc doar cu coduri și cu nu mai știu ce îi. Oricum, încep. Precizez instanței că subsemnata a achiziționat apartamentul în Buhuș, strada numărul, în calitate de bun propriu, în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu numărul. La momentul achiziției, apartamentul se prezenta în condiții acceptabile și voi știți foarte bine.
fiind prevăzut cu sistem de încălzire propriu, respectiv centrala termică de apartament, montată în balconul apartamentului, care eu nu am umblat, eu nu am schimbat, eu nu i-am făcut absolut nimic. Ulterior, momentului achiziției apartamentului, subsemnata, m-am reîntors în Italia, fără să realizez vreo lucrare la apartamentul cumpărat sau fără să înlocuiesc vreun echipament din incinta apartamentului. La data plecării din țară, am lăsat cheile mamei mele, acesta trecând în mod regulat pe la imobil pentru a verifica situația, dacă și când mama mai mergea pe acolo. La începutul lunii ianuarie 2022, am fost sunată de către mama mea, care mi-a adus la cunoștință că se află în apartamentul cumpărat de mine și că este apă scursă pe balcon și parțial pe podeaua din bucătăria imobilului. Apa se prelingea din centrală cu intermitente pe peretele balconului și pe podeaua balconului. Corect. Unii, ce vă spuneam mai devreme, eu, mobila mea de bucătărie, jos cel puțin, unii ar fi trebuit să fie apă, dacă era așa de multă apă, trebuia să se cunoască, să fie varză. Ok. S-a constatat că scurgerea a fost provocată din interiorul centralei termice, montate pe balconul apartamentului. Mai exact, o garnitură de la robinetul de alimentare a centralei. Corect. Determinând pierderi de apă, la câteva zile distanță, mama subsemnată, împreună cu mama reclamantei, a fost să vadă în mod direct situația apartamentului reclamanților, aceștia nefiind nici ei în țară, la momentul procederii evenimentului reclamat. Astfel, atât starea apartamentului reclamanților, cât și urmările evenimentului în locuința reclamanților au fost constatate în mod direct. Spre deosebire de susținerile reclamanților, apartamentul acestora nu era nici pe departe finisat și modernizat, ceea ce au ei pretenție să fac eu. Cu excepția tâmplăriei exterioare înlocuită cu tâmplărie PVC, interiorul apartamentului se prezintă conform standardelor din urmă cu 20-30 de ani. Deci eu trebuie să plătesc suma de 15.000 de euro pentru un apartament care a fost făcut acum 20-30 de ani. Dormitoarele aveau uși din lemn, astfel că cum acestea se executau din tâmplării în urmă cu zeci de ani. Gresia și faianța aveau o vechime apreciabilă, apartamentul nu era izolat cu rigips, nici interior, nici exterior. Instalația electrică era veche, iar becurile din tavan erau legate direct la firele de curent, corect? Aspecte ce rezultă inclusiv din planșele foto atașate cererii de chemare în judecată. Deci ei singuri s-au dus cu pozele alea din apartamentul lor când au deschis procesul. Au tupeu. La nivelul apartamentului reclamanților au fost constatate următoarele palube. Apă infiltrată în balcon, pe pereți, pete umede pe trei dintre pereții bucătăriei și pe peretele comun cu unul din dormitoare. Ok. Așadar, pretinsele urmări ce ar fi fost cauzate la nivelul întregului apartament al reclamanților nu corespund adevărului. În condițiile în care, așa cum am arătat la apartamentul subsemnatei, situat deasupra imobilului reclamanților, infiltrațiile au fost constatate exclusiv la nivelul balconului și parțial în bucătărie. Nici de cum în dormitoare, hol și baie, așa cum pretind ei. Exact ce vă spuneam eu și ce știți și voi. De asemenea, contra celor susținute de reclamanți, subsemnată, am încercat să iau legătura cu aceștia pentru a discuta posibilitatea unei soluții amiabile, corect, la problema determinată de acest inconvenient. Însă am fost blocată de reclamanți pe toate căile, m-au blocat peste tot, inclusiv telefonic și în mediul online. Deci nu puteam să-i sun, nu puteam să-mi iau legătura cu ei. Pretențiile în suma de 73.500 de lei, echivalentul la circa 14.850 de euro. Da? Vedeți aici? Deci, oameni buni, exact ce v-am spus eu, că eu am spus de 700 de milioane, 730 de milioane 500. Deci, sunt absurde. Reclamanții încercând exclusiv o îmbogățire fără justa cauză pe seama mea.
adevărata intenție acestora fiind aceea de a-și finaliza lucrările de modernizare a apartamentului pe cheltuiala mea. Deci, da, arăt instanței că ulterior date de 19.04.2022, când am revenit în țară, am înlocuit centrala de la apartament. Da, nemai fiind propice utilizării. Clar, aia l-altă am scos-o pentru că nu puteam să locuiesc, nu perdea apă, eu nu puteam să stau așa în casă. Am urcat-o în podul blocului și de acolo mi-a fost luată. Deci n-am mai găsit centrala aia nici în ziua de azi și îmi pare rău că totuși nu am mers la poliție. Că dacă mâine expertiza o să-mi ceară centrala veche, eu nu mai am. În fine, am dovadă că asta am înlocuit-o în data de, pentru că am dat chitanța și la avocat. Însă, aceasta urmează să fie expertizată pentru a se dovedi că scurgerea apei ce a provocat inundația reclamantă a fost determinată de o defecțiune tehnică la nivelul acestui echipament, fără vreo culpă din partea mea. Da, deci eu sper ca fără centrala veche să fac ceva. Ok, ce mai este aici? La fel... Cu privire la condiția existenței vinovăției în producerea unei fapte ilicite care să fi provocat un prejudiciu, urmează ca instanța să constate că nu pot fi reținută în sarcină, nu poate fi reținută în sarcina mea existența vinovăției, prejudiciul reclamat nefiind produs din culpa mea. Deci eu n-am avut absolut nicio vină că s-a întâmplat chestia asta, da, în fine, îmi vine să plâng. Ce mai scrie aici? Deci, așadar, atunci când analizăm vina celui care a cauzat un prejudiciu, ceea ce trebuie să ne intereseze este latura subiectivă a faptei, respectiv atitudinea subiectivă pe care autorul a avut-o față de faptă și de urmările acestea la momentul săvârșirii ei. Da, dacă eu lăsam apa să curgă intenționat ca să inund vecinul de jos, atunci da, deci puteai să mă acuz. Dar atât timp cât eu nu eram acasă, generalul a fost închis, a fost apă pe instalații care eu nici măcar nu am deschis vreodată în viața mea căldura sau să stau acolo să fac o baie sau ce știu eu. Și aici am și martori care poate să dovedească chestia asta. Și mai pe înțeles, eu stăteam la Gabriela pentru că nu... Cum să zic, nu venea să merg acolo, nici să mă apuc să fac absolut nimic. Ce am strâns în mare și am făcut așa, am putut să mă duc cu valizele cu haine. Ok, ia să vedem ce mai scrie. Prin urmare, având în vedere modalitatea procederii presupusului prejudiciu, respectiv, ca urmare a unei defecțiuni tehnice la centrala de apartament, existența în cadrul imobilului la data achiziției apartamentului, deci nu montată de către mine, n-am montat-o eu, eventual în mod defectuos, nu poate fi reținută în niciun fel existența vinovăției mele, nici sub aspectul culpei și cu atât mai mult sub aspectul intenției săvârșirii vreunei fapte ilicite. Deci aici avocatul meu să zbati, să mă scoată din orice vinovăție. Vedem ce mai este aici. Da, ăsta același calitate. Deci, în acest sens, arăt că presupusul de vis prezentat de către reclamant nu are nicio legătură cu situația reală, fiind un simplu calcul estimativ. Da, așa, fără suport probatoric în privința cantităților de lucrări necesare, a materialelor aferente, calitate, cantitate, cu adăugarea unor lucrări de montare a unor bunuri noi, uși, gresie, faianță, care, în mod evident, nu au avut de suferit sau chiar realizarea unor lucrări inexistente la momentul evenimentului. De exemplu, placarea cu polistiren a apartamentului, care domnii au pretenții să le fac eu. Dar, Doamne ajută, oameni buni, mâine să pot să filmez, să vedeți în ce hal arată apartamentul ăla, că vă puneți mâinile în cap. Un apartament care, dacă îl pui la vânzare, îl vinzi cu 5.000 de euro. În fine, mă abțin de la anumite comentarii. Da,
aici la fel scrie articolul și ce mai scrie avocatul. Și haideți să vă dau exemplu, am aici câteva întrebări de la interogatoriu. Care nu știu dacă ar fi bine să le citesc. Oricum, ceea ce v-am spus și eu, v-am întrebat dacă am stat acolo la chestionarea apartamentului, au spus că nu. Dacă am făcut lucrări de când am luat apartamentul până la până în momentul întâmplării, au spus că nu. Singura ce aș putea să vă dau aici un exemplu, deci, în apartamentul lor, în privința stării apartamentului dumneavoastră la momentul producerii inundației din ianuarie 2022, confirmați următoarele. Dormitoarele aveau uși din lemn de brad, montate în urmă cu peste 20 de ani. Unul a spus că da, e adevărat. Doamna a spus că nu, au fost montate acum recent. Gresia și faianța au fost montate cu peste 15 ani în urmă. Au spus că nu sunt noi. Ia. Domnul a spus, da, păi îți fac vreo 20 de ani. Cum am luat apartamentul, eu n-am făcut nimic acolo. Apartamentul nu este termoizolat nici interior, nici exterior. A zis că nu știe, că nu se pricep eu. Nu e în domeniu omul și nu știe dacă a fost sau nu izolat. În fine. Instalația electrică era cea de la momentul construirii blocului. Ea a spus că nu a fost schimbată acum vreo 5 ani, el a spus că așa era. Becurile din tavane erau legate direct la firele de curent. Și asta pot să vă spun că am văzut-o pe video, deci era, becul era așa în jos, dulia, deci nici nu există lustră sau altceva. O dulie pusă acolo în mijlocul camerei. Asta era starea apartamentului, asta este starea apartamentului. Bănuiesc că acum nu au venit ei să pună lustri și ce mai știu eu altele, ca să le plătesc eu. Pentru că am video și l-am găsit oameni buni până la urmă. Din momentul în care a intrat mama mea în apartamentul lor. Deci, pur și simplu, nu există ceea ce cer ei. Da. Aici sunt toate date nebunești care nu cred că are rost să vi le arăt, sunt articolii, nu știu, ceea ce am plătit eu, expertiza și toate astea. Deci, am vrut să vă arăt și vouă, să vedeți concret. Ăsta, nu știu, bănuiesc că trebuie să primesc ceva de la domnul expert, să-l bat în plicul ăsta și o să trebuiască să-l duc la avocat. Eu una, vă mulțumesc din suflet că mi-ați dat acolo o groază de idei și m-ați ridicat sus cu moralul până la Dumnezeu. Eram așa foarte, m-au sunat prietenii, cunoștințe din Spania, din Italia, au pățit la fel ca mine. Le-a fost trimisă doar o firmă să dea cu var și atât. Nu știu dacă mai există un caz în lumea asta. Să întâmpli să inunzi un apartament, să inunzi, să-ți curgă apă dintr-o centrală, să inunzi, să uzi pereții la vecinul și trebuiască să plătești 15.000 de euro. Nu știu, dar jur că dacă nu se termină cu binii sau măcar cât de cât în favoarea mea procesul ăsta, cred că mă duc în pânzele albi. Cu Dumnezeu înainte, dar nici nu mă las pentru că nu am nicio vină. Și gata că v-am zăpăcit de cap și vă rog acolo să ne spun de mâine dimineață, tari, 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 dacă aș putea aș intra live, dar nu știu dacă pot. Doamne, 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 ia să văd ce se întâmplă aici. Măi, a crescut frumos, tadaam! Trecăm cu o scobitoare să vedem ce a ieșit? Eu zic că n-are ce să iasă rău, oricum mai trebuie copt. Da, s-a crescut! Ce gospodină să... Am făcut și prăjiturica. V-am spus și oful ce l-aveam pe suflet. Ui, doamne, 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 nu mai pot. Deci mai aștept acolo idei ce ar trebui să fac mâine. Pentru că avocatul mi-a spus așa, pur și simplu duce acolo, vine la tine acasă, merge la ea acasă, eu un domn foarte de treabă, își face treaba, n-are cum nici nu te gândești că poate cineva să mituiască sau să facă altceva, e strictă pe munca ei, n-are urechi, nici ochi, nici în față, nici la spate. Vedem. Mâine. Da, mă, oameni buni, nu mai stau să închid vlogul cu prăjiturica mea. Oricum, mai durează. Și o să-l postez târziu și nu o să vedeți mulți dintre voi.
pentru că sunt la zi cu filmările. Oricum, haideți totuși să băgăm o scopitoare să vedem cum e. O scopitoare, dacă găsesc și opacilia. Ai, da. Serios? Aha, pe masă este scopitoare. Normal, ce că nu e bine să deschizi, dar... Dar ce fain miroase? Oh, mai trebuie, uhu, e crud. Da, oricum, nu arată rău. Bună, e foarte bună. Așa că o să o guste o singurică și o să mă gândesc la voi. Și eventual, mâine dimineață, înainte să plec, o să iau așa o gură din prăjiturica aia să vă arăt că am făcut-o bună. Haideți că v-am pupat și vă rog să-mi țineți pumnii. Pup!